Italia despre Kafka ori maci și cred că este cel mai bun comentariu, pentru că opera lui Kafka este o operă adânc legată de tăcere. Tăcere esențială, tăcere neagră, tăcere monolitică, ori vorbești la nesfârșit. Eu alesesem în tinereța mea a doua variantă. Vorbeam despre Kafka în continuu. Vorbeam când era cazul și când nu era cazul. Vorbeam, cred că și în somn, despre cu asupra lui Kafka. Kafka mă cucerise și aș spune eu că mă invadase pentru totdeauna. Dar în momentul în care am mai crescut și am început să ies puțin și în afara României și să am întâlnit cu oamenii de acolo, mi s-au dat niște sfaturi înțelepte. Trec ce să mă prezint, cum să mă vând ca să iasă lucrurile mai bine, pe cine să plătesc și așa mai departe. Și între ele exista și sfatul să nu vorbesc niciodată despre Franz Kafka. De ce? Pentru că toată lumea vorbește despre el. Deci cum să fiu original vorbind despre Kafka? Cum să existe străinătate fără să nu știu pe cine plătesc? Cum să existe străinătate fără să nu știu, fără să știu de ce mă vând? Firește că nu am ascultat niciunul dintre aceste sfaturi și din acest motiv sunt kicking and the line. Binevoitorii de multe ori nu sunt chiar așa de binevoitori cum par. Eu i-am răspuns celui care mi-a zis să nu vorbesc despre Kafka, că nu voi vorbi despre Kafka tuturor. Voi vorbi despre Kafka al meu. Fiecare cititor al lui Kafka are un Kafka personal și despre el este abilitat sau nu să vorbească. Kafka al meu personal este pentru mine atât de prețios încât, ca în tinerețe, cum vă spuneam, nu mă pot opri să vorbesc despre el în orice împrejurare. Și chiar acum câteva zile m-am întors la Stockholm, unde am avut o discuție pasionantă cu un mare scriitor suedez, Aris Fioretos, care mi-a și vizitat și care e și tradus în românește, cred că chiar în colecția ta, Denisa. Și o bună parte din timp, cam un sfert din timp, din câte mi-amintesc, am vorbit chiar despre el. Eroul nostru al amândouă, și anume Franz Kafka. Kafka poate fi considerat cel mai mare scriitor din lume sau poate fi considerat că se poate considera că nu a fost în niciun fel scriitor. Iarăși este o contradicție absolută. Poți să te plasezi de o parte sau de cealaltă. Și eu aș spune, încercând să îmbin aceste lucruri, faptul că Kafka este cel mai mare scriitor din lume, tocmai pentru că nu este scriitor, pentru că nu a fost scriitor, pentru că n-a vrut niciodată să se considere un scriitor. El a fost altceva. Kafka a fost ceva deasupra condiției modeste, să spun de la început, a scriitorului. Scriitorul nu este eroul lumii de astăzi, nici vorba de așa ceva, și n-a fost niciodată eroul vreunei lumi. Deasupra scriitorului au fost întotdeauna alții. Dacă vă uitați în la faimoasa frescă a lui Rafael, în care apar teologii din toate timpurile, veți vedea că Dante Alighieri, pe care noi, filologii cel puțin, îl considerăm unul dintre cei mai mari scriitori, oameni ai acestei lumi, apare într-un mic grup la o margine acestei fresce, pentru că adevărații erei sunt alții, sunt sfinții și martirii în cazul acesta. Întotdeauna adevărații eroi sunt alții. Întotdeauna eroi sunt cei care ating cu degetele cerul și le rămâne puțin albăstreală pe degete. Kafka nu a fost scriitor, tocmai
tocmai pentru că a fost deasupra acestei noțiuni. Și a spune el și deasupra noțiunii de filozof și deasupra noțiunii de teolog. Capra a fost un iluminat. A fost un martir. Un martir al propriului său intern, personal. Un martir al negativității epocii în care a trăit, după expresia sa. El spunea, dacă scrisul meu va reprezenta ceva vreodată, va fi negativitatea epocii în care a trăit. Matrița ei negativă. Faptul că epoca, una dintre cele mai strălucitoare din istoria Europei, Viena anilor 20-30, împins însă și o imensă umbră care se vede foarte clar în opera celor pe care îi considerăm printre cei mari. Wittgenstein, de pildă, părul filozofic al lui Kafka, de părerea mea, între ei din asemănări extraordinare, Karl Kraus și mulți, mulți alții, Freud, între ei. Kafka, deci, este un iluminat. Kafka este cel care a iluminat, de fapt, tenebrele, subteranele, adâncurile vieții noastre interioare. Kafka este cel care nu a scris despre oameni, despre lucruri, despre fapte, așa cum scriu toți scriitorii, ci și-a creionat în cărbune, în cel mai negru cărbune cu putință, demonii interiori. Toată opera lui Franz Kafka este un pandemonium. Este un pandemonium. Este o limită a limitei felului în care noi înțelegem lumea și propria noastră personalitate. Wittgenstein, după cum știți, spunea că limitele lumii mele sunt limitele limbajului meu. Este același lucru și în cazul lui Kafka. Kafka ne duce cu limbajul său, care este unic, este un limbaj care nu poate fi imitat în niciun fel, a apărut cu el și a dispărut tot cu el, ne duce într-o zonă irrespirabilă, într-o zonă în care aerul este atât de rarefiat, aerul umanității noastre, încât până la urmă ne sufocăm. Zeul în care credea Franz Kafka, așa cum o spune el în jurnal într-un anumit loc, este zeul sufocării, zeul în care el credea și în viața obișnuită ca un mare suferin, ca un mare astmatic și în viața literaturii. Nu este destul aer în literatura lui și cei mai mulți dintre noi, fără măștile de oxigen ale unei devoțiuni fără limite, nu putem rezista. Nu putem rezista în acest aer. Cum scria Kafka? Kafka nu începea să scrie un roman sau o povestire sau lucruri de felul acesta. El scria jurnal. Opera sa fundamentală este jurnalul său și aș spune eu că este unica sa operă, de fapt. Toate celelalte scrieri ale lui le începea în jurnal, fără nicio distinție față de substanța adevăratului jurnal. Începea, într-o zi oarecare, începea o povestire. Scria 10 rânduri, o lăsa baltă. Mai scria ceva în jurnal despre cât de tare îl doare capul de tine. A doua zi revenea cu fragmentul acela cu un cuvânt sau două modificat. A treia zi revenea schimbând, întorcând cu sus în jos același fragment. Și așa mai departe. Aș spune eu că absolut fiecare scriere a lui este un astfel de fragment. El n-a vrut să termine nimic niciodată. Nu-l interesa un lucru care să poată fi citit cu exordiu, cu intriga povestirii respective și cu un final coerent. Nu acest lucru îl interesa. Îl interesa să-și înțeleagă situația. Iarăși o frază din jurnalul său care definește absolut. Ce este o parabolă kafkiană? Este o explicitare a situației autorului în lume. Așa cum, de pildă, în planșele noastre zoologice din clasa a 6-a, 7-a, nu știu de când erau, apărea porumbelul, care era doar un cap de porumbel din care se desprindeau organele interne. Ficatul, rinichi,
rugăciunile Sfântului Sebastian, indicând felul în care se risipesc și felul în care depind unele de altele aceste organe. Deci capca nu scrie, ci se scrie. Se scrie pe el însuși continuu, fără o preocupare de coerență, fără o preocupare de interes oarecare pentru scrisul lui. Nu-l interesa ca el să fie citit de cineva. La un moment dat i-a apărut o carticică, cred că această descriere a unei lupte, și s-a dus la librărie să întrebe câte cărți s-au vândut din volumul lui. Și librarul i-a spus, s-au vândut 20 de cărți. Iar el a plecat extraordinar de fericit, pentru că 19 le cumpărease el însuși și a fost uimit de faptul că s-a găsit un cititor pentru scrisul lui. Deci avem aici un caz extrem de scriitor, un caz cum nu vom mai întâlni niciodată în istoria literaturii. Un om care scria zilnic 10 de pagini, s-a păstrat cel mult un sfert din opera lui, care avea o corespondență uriașă, fiecare zi scria câteva scrisori, care scria în jurnal, un jurnal uriaș, care nota sub formă de parabolă, sub formă de alegorie, sub orice formă, toate gândurile care îi veneau și toate comparațiile cu soarta lui însuși, care îi puteau venea în minte, și toate aceste aluviune era un fel de imens work in progress, fără ca nicio operă să nu se individualizeze. Așa trebuie citit Kafka, ca pe un text continuu, de la primele rânduri până la rândurile pe care le scria pe bilețele, în momentul în care, fiind atacat la rângele său de tuberculoză, nu mai putea să vorbească. Și atunci comunica cu cei de la spital prin bilețele. Ei, de la primele rânduri până la aceste bilețele, Kafka este coerent. Cel mai net, cel mai intens, cel mai fundamental scriitor din lume, după părerea mea. Acesta este Kafka. Și Kafka trebuie citit în întregime. Kafka trebuie citit. Mă bucur că editura cu Manita să are această inițiativă. Trebuie citit pagină cu pagină, carte, scriere cu scriere, pentru că totul este decât un jurnal continuu. Acum am auzit că s-au recuperat și alte manuscrise ale lui de curând și eu cel puțin abia aștept să le văd, chiar dacă ar fi doar note pentru spălătorie, socotelii casnice sau mai știu eu ce alte lucruri, rețete. Tot ce ține de